Bună dimineața tuturor, eu sunt The Link și bine v-am găsit la un nou car vlog. Am lipsit o săptămână, am făcut pauză de la un point of view car vlog, întrucât săptămâna respectivă am primit un GTX 1080 Ti și am considerat că trebuie să facem un unboxing și să postăm pe canal. Nu s-a uitat foarte multă lume la el, dar asta e partea a doua. Eu am făcut acolo ca amintire, să mi-aduc aminte cât de nerăbdător am fost în ziua respectivă să ajung acasă. Am venit într-un suflet de la muncă, parcă tot traficul începuse să apară în drumul meu spre casă și nu mai ajungeam o dată ca să desfac cutia, să montez placa, să mă joc. Adică vreau așa anumite lucruri să le postez pe canal ca să mi-aduc eu aminte de zilele respective, că au fost unele importante pentru mine. Bun, suntem pe final de iarnă. În calendar scrie că mai avem 3 săptămâni de iarnă. Acum, știți și voi, în București cel puțin iarna s-a modificat, nu știu, am văzut că de ceva timp încoace parcă iarna apare prin martie, nu știu ce să mai zic, atunci când ies ghioceii la noi vine zăpada și închid școlile. Mi-aș dori ca anul ăsta să nu fie deloc iarnă în București, de fapt mi-aș dori ca pentru, bine, sper, nu știu, să nu fie o dorință de aia, știți filmele alea în care un copil își dorește ceva și după îi pare rău că și-a dorit chestia aia, vă sper să nu fie și cazul meu, dar eu zic că ar fi mișto ca în București să fim într-o bulă, să nu fie nici caniculă, nici iarnă, să fie așa o temperatură constantă de 15-20 de grade maxim. Și dacă vrem căldură să mergem la Mamaia, să mergem în Constanța, iar dacă vrem iarnă cu adevărat să mergem la munte, da? Asta e mișto că noi bucureștenii suntem poziționați fix la jumătatea drumului dintre mare și munte. Adică cei mei că mă duc până la Constanța fac 2 ore și un picuț, cei mei că mă duc până la Brașov fac 1 oră și 40 de minute. Cam tot aia e și mișto că suntem poziționați fix la jumătatea drumului dintre mare și munte. Dar mi-aș dori ca în București să nu mai fie așa frig cum e acum un grad. Mie mi se pare frig, nu-mi place. Dar asta e. Până acum n-a nins deloc. Bă, na, a nins un pic, nu știu, gen, cred că a nins o oră și s-au pus niște fulgi și după a venit mare soare și s-au topit. Dar în principiu n-a nins deloc și asta mă bucură. Sper să nici nu ningă, mai ales că na, zăpadul meu ar prefera totuși să nu fie zăpadă pe el anul ăsta, dar vom vedea. Vom vedea dacă va ninge, o să fac un vlog atunci, fiți siguri de chestia asta și o să știți și care nu sunteți din București. Dar astăzi este despre mașini, pentru că încercăm ca discuțiile să mi le organizez pe așa ceva. Hai să punem noi aici și o hartă să vedem cum ne place nouă globul pământesc. Hai să dăm zoom out. Zoom, 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 zoom. Mai avem bine, pot să dau și mai repede, dar îmi place așa să văd efectul ăsta, știi? Bam. Uite, gata. E ce trebuie. Hai să punem și Waze-ul aici. Hai să nu dăm drumul la muzică. Gata, avem Waze-ul. Bine, e 2D, dacă nu o să ne punem în mișcare o să se facă 3D. Da, mă băieți, deci este oficial, încă mai avem o lună de iarnă, mă rog, 3 săptămâni, așa că mai mult ca sigur se va și prelungi, adică nu o să vină primăvara, brusc, cum e 1 martie, pac, o să vedem 10 grade media, să zic așa, dar nu știu ce se întâmplă, că e foarte aglomerat, chiar m-am bucurat că în diminețile anterioare, gen luni, marți, nu știu, a fost foarte liber, m-am gândit, bă, a crescut prețul la carburant și să vezi că lumea chiar merge cu bicicleta, am văzut foarte mult cu bicicleta, cu trotinetele, chiar și pe frigul ăsta oamenii merg cu trotinetele sau cu transportul în comun, dar văd că astăzi mi se nu știu, contrazice gândul, pentru că stau bar la bară, chiar luni și marți, astăzi fiind miercuri când filmez eu, n-am stat deloc aici, adică gen am mers țeavă, gen pe Ghencea. Unde se stătea era pe sensul celălalt, cum ziceam, sensul greșit, dar aia e, nu știu, vom vedea. Bun, deci referindu-ne la mașini, astăzi o să vorbim cum trebuie tu să folosești mașina iarna. Cum trebuie să ai grijă într-o oarecare măsură de motorul tău în perioada asta cu temperaturi mai scăzute. Fac acest clip pentru că am văzut foarte mulți șoferi care efectiv, uite mă, trece armata, ne ducem la ruși, ne ducem la graniță acolo să apărăm țara. Bă, dar sunt ceva de-astea de armată. Deci au fost una, două, trei, patru, cinci, șase. Cred că de asta s-a mers greu, a fost ceva escortă, știi, gen poliția a blocat tronsonul nostru ca să iasă ăștia cu armata. Că văd că acum s-a dat drumul la circulație așa un pic. Mă rog, vom vedea. Da, am văzut foarte mulți șoferi nepricepuți, am văzut foarte mulți șoferi cu mașini noi, gen 2020, 2021, 2019,
mai noi decât a mea, a mea e 2018, am văzut că abuzează de mașini necorespunzător la temperaturile astea. Cum mi-am dat seama? Păi e foarte simplu. Vezi foarte mult condens, adică în momentul în care vezi condens, e clar că mașina e pornită de puțin timp. Condensul ăla apare și la diesel și la benzinarele noi, din simplu fapt că motorul nu a ajuns la temperatura optimă pentru a nu scoate acel condens, diferența de temperatură dintre aerul pe care îl trage motorul și temperatura de afară, gen, înțelegeți ce zic. Momentul în care apa ajunge la 90 de grade, cel puțin în cazul meu la Audi, eu văd că în spatele țevii de eșapament nu mai am niciun condens. Deci e clar că motorul oamenilor care, nu știu, gen, văd, bă, efectiv pleacă de pe loc talpă la un grad cum e acum și văd acolo condens de, nu știu ce, Audi A5 2020 facelift sau așa mai departe. Adică e clar că motorul ăla nu o să o ducă foarte mult dacă se face constant chestia asta la el. Hai să vedem ce face mașina asta. Face și a dreapta, hai. Ok, care este faza? Băi, ideea e, stă în felul următor. Eu, cel puțin, m-am documentat pentru mine. Nu m-am documentat pentru clipul ăsta. M-am documentat pentru mine acum ceva timp, nu știu, un an, doi, poate chiar și mai mult. Constant, oricum, o fac și încerc să fiu up to date, ca să zic așa, cu informațiile. Situația stă în felul următor. Este recomandat ca la mașinile noi. Într-adevăr, era mitul ăla că atunci când pornești motorul iarna să stai să se încălzească. Bă, nu mai e atât de relevant, adică la mașinile, nu știu, zic de la 2005 în sus, poate chiar și mai bine, depinde la unele modele, nu mai este un must, ca să zic așa, să stai 10 minute cu motorul înainte să pornești la drum. Nu, dar nici să pleci cum ai pus contactul, ai apăsat pe start, pac tu să pleci atunci lansat pe stradă și să dai forjă, știi? Nici asta nu este deloc recomandat. Așa, ca să fii sigur că pornești cum trebuie mașina iarna și că pleci la drum în condiții optime, este recomandat să stai măcar 30 de secunde înainte ca tu să calci piciorul de accelerație. Deci ai pornit motorul și, nu știu, eu cel puțin oricum nu plec instant din simplu fapt că până îmi pun playlist-ul, până îmi setez Waze-ul. Chiar dacă știu drumul, îmi place să știu traficul așa, să văd exact ce zice. Uite că poate a apărut acum o scurtătură nouă, habar n-am, îmi place să-l pun. Până îmi aranjez aici, nu știu, pornesc căldura în scaun, uite, o dau mai încet acum. Adică mai trec oricum clar minim 30 de secunde. De asta nu e ok să pleci efectiv pe loc. Mai ales la motoarele care sunt pe benzină, majoritatea au și acel cold start. Bine, au și unele motoare diesel, adică la modul în care pornești motorul instant, nu o să-ți pornească la, nu știu, 800 de turații, da? 0,80 cum ar fi. Stă un pic la 1000 sau 1200, depinde. Aștept mai ales la benzină, clar este cold start, e, de exemplu, uite și la Z4 meu, chiar că e 2003, am cold start și stau un pic, mai ales iarna, dar și vara stau chestia asta, gen, până îi trece efectiv cold start-ul. Știu că la unele mașini, mai cu mulți cai, să zic așa, le și scrie în bord că puterea le este limitată până când mașina ajunge la temperatura, nu știu care, a uleiului. Încă o greșeală, că acum zic de temperatura uleiului, încă o greșeală pe care o fac foarte mulți, confunde temperatura apei cu temperatura uleiului. Poate că unele mașini, într-adevăr, nu-ți indică în bord temperatura uleiului, dar tu, mental, trebuie să te gândești că dacă apa, gen antigelul, să zic, din motor, lichidul de răcire al motorului a ajuns la 90 de grade, că la asta îți apare, cam la toate mașinile îți apare chestia asta în bord, a ajuns la 90 de grade, trebuie să te gândești mental că nu are cum ca uleiul să fie ajuns atât de repede la 90 de grade, pentru că uleiul nu se încălzește atât de repede. Momentul în care tu poți să exploatezi mașina, mai ales o mașină diesel, este momentul în care uleiul tău a ajuns la temperatura, nu știu să zic, 70 de grade minim. Deci în momentul ăla tu poți să zici că îi dai un kickdown și că nu o să, nu știu, să-i reduci din viața mașinii tale. De asta am zis mai în trecut, acum vreo două clipuri sau poate chiar un clip, nu mă țin minte, că am fost un pic taxat în comentarii, că am zis că eu nu cumpăr niciodată mașini din România, mai ales că românii nu știu să le îngrijească. Băi, e drept că nici germanii nu sunt niște sfinți, adică clar sunt și nemți care își bagi joc, mai ales că ei, care e faza? Nemții își schimbă mașinile odată la 3 ani, adică în momentul în care le-a trecut leasing-ul, de seama că nu-l interesează pe nemțul ăla ce face el în 3 ani, că oricum o dă și îi expiră leasing-ul și gen, își le ia alta tot în leasing și tot așa, adică nemții nu au mașini pe numele lor, majoritatea, așa că nu prea le pasă ce fac ei în aia 3 ani, că oricum nu mai văd nimic din mașina aia. Este corect, doar că cel puțin nemții
clar că nu o să aibă grijă, că nu niciodată mașina lor pe numele lor și poți să zici că nu e bunul tău și nu că nu o să ai grijă de el. Dar ei se duc la muncă pe un pe autostradă, majoritatea. Adică merg ca să ajungă la locul de muncă minim 100 de kilometri. Iar regimul ăla de drum întins pentru mașinile este mult mai prielnic, pentru că ei merg constant cu o viteză, sau poate, nu știu, nu merg cum mergem noi bară la bară, poate că și ei fac schimbul la 30.000 de kilometri și noi îl facem la 15.000, oare de ce? Că ei merg cu aia 30.000 de kilometri în alt regim decât mergem noi bară la bară în oraș, că na, uzura motorului este și la relantic, ca să zic așa, nu doar în momentul în care roata se învârte, dar na, astea sunt alte detalii, alte lucruri pe care o să discutăm într-un alt episod. Bă, este clar, este mult mai aglomerat astăzi în București, m-am lămurit, nu știu de ce, chiar mă bucuram cu să fac și eu un car vlog foarte dinamic. Na, am văzut că luni și marți și puțin, bă, a fost foarte ok, adică n-am stat deloc în trafic și mi-a plăcut chestia asta că mă deplasam repede la muncă și am și zis, lasă că fac și miercuri car vlog și în sfârșit o să aibă și oamenii care se uită la mine, nu știu, așa, un point of view mai mișto, că na, una e să stăm pe loc și să ne bucurăm de chestia asta, alta e să fim în mișcare, să mai vedem câte o chestie, câte o fază pe care poate o face unul, altul, nu știu, habar n-am, mai sare un piedon pe trecere, mai stai unul în fața, așa stând pe loc nu prea sunt multe lucruri pe care le poți vedea. Mai avem și o școală în față care uite cât de greu pleacă de pe loc. Aoleu! Cred că învață acum cum să plece, nu? Dar, nu știu, eu când eram cu școala, mie mereu instructorul îmi spunea să fiu pe prima bandă. Nu știu ce caut el pe a doua. Dar aia e, că stânga vă că nu face aici, să zici că voia să se întoarcă înapoi. Bă, câtă lume, mamă, ce frână a pus, mamă, stai așa că e cu școala, trebuie să păstrezi distanța aici, nebun. Vai de mine, vai de mine, uite cât de greu pleacă de pe loc. Dai că mă bag în fața lui, pe dreapta, da. N-avem loc de autobuze, de autocare. Apropo, cu autocare, am văzut că ci că avem o grămadă de bani datorie la ăștia cu autocarele, că firea n-a achitat nici măcar 5% din datorii și că de-abia acum începem să dăm în rate banii către autocare, dar mă rog, asta e o altă discuție. Bun, revenim la subiectul nostru cu mașinile și așa mai departe. Ok, poate am zis mai devreme că e bine să stai 30 de secunde un pic cu mașina înainte să pornești. Ideea este că trebuie să înțelegeți că cea mai mare uzură a mașinii are loc în momentul în care motorul este rece, pentru că ungerea nu este la fel de, nu știu, gen ok atunci, în momentul în care nu este o temperatură foarte ridicată. Poate că vă vine să credeți greu că acele 30 de secunde sunt cu adevărat importante pentru motorul vostru, timp în care nu știu, faceți ceva, v-am zis, nu știu, vă puneți un playlist, că vă puneți locația pe Waze, trageți centura, vă faceți confortabil în mașină, băi, alea 30 de secunde credeți-mă că sunt foarte, foarte importante pentru motorul vostru, dar după ce ai stat 30 de secunde, nu te gândi că gata, îi dau blană pe drum, nu. Trebuie să mergi constant, adică trebuie să mergi niciun caz să schimbi pe roșu, gen unde ai multe, unde am eu la 4500, niciun caz să ajungi acolo cu pedala, gen aproape de maxim, însă trebuie să mergi cât de cât ok, adică nici să o bruschezi până când uleiul ajunge, uite, dacă eu dau aici, nu s-a încălzit, dar uite, o să vedeți mai, hai că trece pietonul, o să vedeți că de la 60 de grade, cum am eu liniuța gen prima, o să ajungă până ajunge la destinație undeva la 80-90, sper. Adică, cel puțin când e trafic, nici mie nu mi se încălzește repede motorul, dar sunt bucuros că am o rezistență care bagă căldură în... Hai, du-te pe stânga, du-te pe stânga. Ai, hai că am scăpat de școală. Dar bagă căldură chiar dacă campana ajunge la temperatură mare. Vedeți că, uite, prima liniuță la mine e de 50 de grade, aia e by default, adică indiferent că pornesc acum motorul sau așa, liniuța aia va fi acolo, așa că nu pot să zic că apare 50 de grade în momentul de față. Dar asta am zis, după ce mergeți, a stat 30 secunde și ați plecat la drum, este ok să mergeți cât de cât constant cu mașina. Eu cel puțin profit foarte mult, eu sunt foarte atent în trafic, adică dacă văd că mașina din rândul 3 a frânat sau nu știu, îmi dau seama că văd că e semaforul roșu, am văzut și foarte mulți șoferi care nu sunt deloc atenți la trafic. Eu efectiv scanez tot ce se întâmplă în jurul meu, ca o cameră așa care văd, a, uite, trece un pieton, ok, nu mai accelerez, nici nu pun frână.
dar nu mai accelerez, pentru că automat consumul cel mai mare de carburant e momentul în care eu frânez și apoi iar încerc să ajung la viteza pe care o aveam. Așa că păstrez distanța destul de mult față de mașinile din față, bine, nici să mai încapă un autobuz între mine și mașina din față, astfel încât să-mi dau seama, să am timp să văd ce se întâmplă. Hai că până la urmă tot cu școala asta am aici de-a face. Dar ne strecurăm așa un pic. Oare prindem verde? Chiar sunt curios. Dacă nu, aia e. Hai că-l prindem. Îl prindem, bosule. Se bagă ăsta cu Mercedes-ul. Nu lăsăm, nu lăsăm. Că după noi stăm la portocaliu roșu ce-o fi el. Gata, m-am trecut. Bun, încerc să păstrez distanța față de mașinile din față, astfel încât să-mi dau seama să nu frânez ca idiotul și apoi iar să ajung la 60 la oră. Să profit de distanța pe care o am, întrucât să nu mai fie nevoie ca mașina să muncească atât de mult. Eu chiar țin la lucrurile astea, mai ales la drum lung. Credeți-mă că număr și momentele în care îmi pun frână. Deci la un drum lung eu vreau să nu pun frână foarte mult. Când vreau să merg la consum așa, nu neapărat că vreau să fac economie, dar e ca un joc pentru mine. Uite, Audi-ul al meu cu stopur LED, mamă ce mișto arată. Poate o să le avem și noi într-o bună zi, Doamne ajută, nu știu ce să zic. Nu că neapărat sunt chitră, știi, și țin de bani, dar e ca un joc pentru mine, ca o, nu știu, ceva care să mă țină atent, mai ales când merg în Grecia și merg câte, nu știu să zic, 15-16 ore. E bine cumva să ai ceva, să te facă să fii mereu așa, dinamic, să nu adormi sau nu știu, să nu ai simți oboseala. Eu cel puțin încerc să, îmi place foarte mult să conduc și asta încerc să fac ca un joc pentru mine să fie drumul, astfel încât îmi număr de câte ori pun frână. Poate vă vine greu să credeți, dar eu chiar sunt ciudat, adică sunt așa de ciudat încât sunt omul care și-a pus două rânduri de preșuri la mașină. Ca să nu le uzeze pe alea originale ale ei. Bine, nu neapărat, dar ideea e că m-am gândit că poate mai vine vreo ninsoare, dar n-a apărut. Și știți floșcăia la aia care se face în București? Ei bine, am vrut să nu o pun pe preșurile originale de textil, pentru că încă n-am apucat să-mi cumpăr de alea gen tăviță, știi, de cauciuc, să rămână acolo și să nu pătrundă umezeală în mochetă, în preșurile de textil mochetă, mă rog ce-or fi ele, pentru că eu nu știu ce face ăsta cu prește aici, cu cisterna. Hai că vedem. A, vrea să întoarcă omul. De-aia se dădea foarte mult în dreapta, știi? A, păi dacă întoarce, lasă băieții și pe el să întoarcă și mă bag așa frumos. Pieton nu avem. Bun. Hai că am avut norocul ăla cu cisterna. Bun. Asta zic, am încercat să-mi pun două preșuri de mochetă, aveam un rând de preșuri de la Golf, bine, am mai avut încă un rând și le-am dat actualului proprietar când ne-am văzut ultima dată, dar mai aveam un rând de preșuri, hai că vine pietonul, mai avem un rând de preșuri și am preferat să le pun pe Audi, se potrivesc aproape la fel, mai ales alea din spate sunt la fel, astea din față la pasager aproape la fel, astea, ăsta la șofer într-adevăr e un pic diferit, dar mă ajută, adică nu se mai murdărește ăsta al meu și mă refer că nu se murdărește de apă, de ploaie, ce mai e pe afară, înțelegeți ce zic, știi? Adică de asta, sunt un pic eu mai diferit față de mulți alți pasionați de mașini, ca să zic așa, dar referitor și la asta cu frâna la drum, să număr de câte ori pun frână, credeți-mă că cel mai bun consum îl scoți când nu pui frână foarte des, adică încerci ca tu să cumva să gestionezi ce se întâmplă în trafic, să anticipezi foarte mult reacția mașinilor, când vezi că pune unul frână, eu de obicei reduc piciorul din accelerație și nu mai e nevoie să frânez ca apoi iar să folosesc motorul să ajung la temperatura respectivă. Asta e. Bun, ce vreau să vă mai zic, cei care aveți motoare diesel, foarte important, încercați să nu stați foarte mult cu motorul pornit pe loc. Am văzut foarte multe cazuri, sunt în câteva grupuri auto, în care lumea spune faptul că, bă, eu am mașina la curte, îmi pornesc motorul, îmi încui mașina cu cheia, gen, că uite și mașina mea se poate încuia și cheia să nu fie în interiorul ei, adică poți să iau cheia, să o încui și să plec în casă. Aveți grijă, nu face deloc chestia asta foarte bine motorului diesel. Motorul diesel nu-i prea îi place să stea foarte mult pe loc. Mă refer la motorul diesel care mai are încă DPF, care mai are încă sisteme de AdBlue. Nu le plac foarte mult sistemelor ăstora să fie cu motorul pornit pe loc, pentru că gazele alea se acumulează și vei observa că se înfundă mult mai repede. Mamă, ce face asta, frate meu?
Mai mergem și noi în stânga sau sal? Ah, era... Erau doi șoferi, mă. Unul pe stânga și unul pe dreapta. Și unul, nu știu, au făcut schimb de mașini, ceva de genul. Gata, acum parchează-ți mașina liniștit, bun. Nu mai știu unde rămăsesem, chiar nu mai știu. Cu motorul pe loc. Da, nu le face bine motorul diesel să stea foarte mult pe loc. Bine, dacă se întâmplă o dată, e ok, dar să nu facem obicei. Cam fiecare zi tu să pornești mașina, o lași jumătate de oră pe loc, pornit acolo, ca să ți se încălzească și apoi să te pui să fie căldurică în ea. Bine, acum cei care au... aveam piciorul, mereu am piciorul pe frână aici, deci nu se întâmplă eu să trec intersecțiile astea două fără să nu iau piciorul în accelerație și să fiu cu piciorul deasupra pedalei de frână. Da, cei care au Webasto nu mai au grijă a chestii astea, pentru că acolo au un alt sistem separat care le aduce căldurică în habitaclu, așa că ei pot sta liniștiți că nu îmbătrânesc motorul, nu îl uzează prematur, ca să zic așa. Da, la benzină nu e așa mare problemă. Bine, am văzut că motoarele astea pe benzină mai noi au și ele DPF. Adică nu înțeleg de ce, că n-ar avea, adică filtrul de particule pe un motor cu benzină, nu știu, dar e clar că s-a ajuns undeva unde nu mai poți să ieși din chestia asta cu poluarea. Mai ales în unele țări este absolut ilegal și e și amendă dacă stai cu motorul pornit pe loc și nu ești în trafic. Adică mă refer că, unciu, am văzut cazuri în Franța în care părinții și așteptau copiii să iasă de la școală și era frig și stăteau cu motorul diesel pornit lângă școală și au primit amenda acei părinți că și așteptau copiii. Bă, frate, bă. Da, mă, dar oricum te duci bară la bară, nu te duci departe. Nu înțeleg, ăștia care se grăbesc, era și roșu la semaforul lor. Și te grăbești să stai în coadă sau cum și nu mă lași pe mine, adică nu te duci departe, asta încerc să-l conving, știi că tot acolo el stă bar în bar, doar că mai lasă o mașină să treacă pe lângă el care nu stă în traficul ăla din coloana respectivă. Așa. Hai, prindem și verde ăsta și suntem șmecheri. Nu-l prindem. Aia e. Da, mă, băieți, v-am cam zis tot ce voiam să vă spun, am acoperit cam toate detaliile. Aveți mare grijă cu mașinile voastre în traficul ăsta din București. Păstrați distanța, sunt foarte multe cazuri în care sare efectiv un pieton sau unul vrea să stai fața și trebuie cumva să ai o distanță încât să apuci să frânezi sau să faci ceva, să tragi de volan dacă ai situația îți permite să zic așa ceva. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Corectați-mă în comentarii dacă am zis câteva lucruri greșite. Hai să înțeleagă toată lumea și să fim cu toții lămuriți pe deplin, pentru că nici eu nu sunt perfect, nimeni nu cred că este, așa că corectați-mă dacă am greșit cu ceva în comentarii. Aștept cu mare interes răspunsurile voastre. Eu am fost Link și ne vedem săna viitoare, sâmbătă, la ora 9, la fel ca azi. Ciao, pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!